Telespectator la o nouă ediție a emisiunii Mesaj pentru Suflet. De data aceasta, pentru această emisiune, care dorim să o facem cu ajutorul lui Dumnezeu, am invitat doi buni prieteni ai mei și doi oameni ai lui Dumnezeu care slujesc în locuri diferite. Ei vin de departe, unul dintre ei este Nelu Niciu, pastor în Biserica Harul din Madrid. El este responsabilul bisericilor române din Iglesia de Dios din Spania. Îi spunem un bun venit la emisiunea Mesaj pentru Suflet. Bine ai venit, Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe noastră și telespectatorii care ne ascultă. Un alt invitat deosebit și un prieten bun al meu și frate și un om al lui Dumnezeu deosebit este Ionel Crecu, misionar în America de Sud și un slujitor al lui Dumnezeu în Biserica Philadelphia din Chicago. Îi spun bun venit și Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, Dumnezeu să binecuvinteze emisiunea aceasta minunată și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți telespectatorii. Mulțumesc pentru invitație. Am vrea, pentru început, pentru că sunteți oameni implicați în slujirea lui Dumnezeu și a lucrările, faceți lucrarea lui Dumnezeu, să ne spuneți pe rând cu ce vă ocupați, care este lucrarea pe care o faceți în Spania, în capitala Spaniei, în Madrid. Lucrarea lui Dumnezeu, sigur. Am vrea să ne spuneți câteva lucruri despre această slujire. Cu multă plăcere vreau să spun că Dumnezeu m-a chemat în urmă cu 14 ani să slujesc în Spania, într-o țară pe care nu am cunoscut-o, nu am avut multe cunoștințe despre ea. Am acceptat chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, slujesc acolo. Primii ani am slujit la plantarea de biserici, apoi la împlinirea nevoilor credincioșilor și a celor care l-au căutat pe Dumnezeu prin consiliere, oficiere de botezuri, ordinări, binecuvântări de copii, căsătorii, deci tot ceea ce a fost nevoie în rândul oamenilor credincioși. Ca și slujitor al Dumnezeu am făcut această lucrare cu dăruire și cu bucurie, știind că sunt în slujba lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru slujirea care o faceți acolo și dorim ca Dumnezeu să vă însoțească în continuare în tot ce faceți. Frate Ionel, spune-ne lucrarea pe care o faci, misiunea în America de Sud și lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, așa cum și fratele Nelu spunea, am fost chemat de Dumnezeu în Statele Unite. Dumnezeu mi-a dat o întâlnire specială în Biserica Philadelphia, unde s-a prezentat înaintea mea. Ne-am întâlnit și de atunci chemarea aceasta a însemnat și implicarea în misiune. De la cunoașterea lui Dumnezeu și până în momentul de față, am înțeles că misiunea este lucrarea numărul 1 a Bisericii lui Dumnezeu și, așa cum vă spuneam, prin harul lui, fac parte sau mă închin într-o biserică care a înțeles foarte bine această lucrare. Vreau să vă spun, poate cu mândrie, dar o mândrie sfântă, dacă pot să vorbesc așa, că biserica noastră, Biserica Philadelphia din Chicago, este prima din bisericile românești de pe tot globul în ceea ce privește suportul și implicarea în lucrarea de misiune. Personal sunt implicat într-o lucrare în America de Sud, mai precis în jungla din Peru, jungla Amazonului, împreună cu alți frați, cuprinși într-o lucrare
a acordului misionarul Mistera. Ne preocupă gândul și ideea de a aduce mesajul Evangheliei în jungla peruană, la triburile acelea pe care foarte mulți nu le cunosc și nu doresc să le viziteze. Dar Dumnezeu dorește și noi dorim să facem voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu de 6 ani, în fiecare an mergem acolo, iar anul acesta încercăm să plantăm o școală în care să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Spune-ne ceva despre organizația Omnistera. Ce reprezintă ea? Organizația Omnistera a luat ființă printr-o lucrare pe care Dumnezeu l-a chemat pe pastorul asistent al Bisericii Cornelia Anghici printr-un grup de misionari americani. Ei au avut nevoie de un om care să se priceapă la anumite lucruri în construcții. Fratele nostru a mers acolo, a văzut nevoia, s-a întors acasă și pe urmă ne-a chemat pe unii dintre noi să-l însoțim. Dumnezeu ne-a confirmat că este și chemarea noastră, am mers acolo și Dumnezeu ne-a deschis uși foarte importante prin care am văzut că mâna lui Dumnezeu este și peste acei oameni. Dumnezeu dorește într-adevăr ca și acei oameni să vină la pocăință. Dorim ca să aducem la cunoștința cuvântului lui Dumnezeu triburile de pe Valea Râului, Marea Nion și Amazon, dar credem că Dumnezeu ne va deschide și alte uși în orașele din Peru și în alte zone, poate nu numai din Peru, ci în America de Sud. Dorim să colaborăm cu bisericile din Spania, de aceea am început să o colaborare și cu fratele Nelu. Am fost în bisericile din Madrid și acolo am găsit o deschidere și o viziune foarte puternică în rândul tineretului. Mulți de acolo și-au exprimat dorința să înceapă niște cursuri biblice. De asemenea, acordul Omnistera va cuprinde și lucrarea dumneavoastră. Mesaj pentru suflet va fi din anul acesta, așa cum noi doi am mai discutat și împreună cu bordul acordului misionar Omnistera. Dorim să cuprindem și această lucrare în lucrările acordului misionar Omnistera, ca această lucrare să poată propăși. Am vrea să spunem telespectatorilor că dacă această emisiune este și funcționează încă, este datorită lui Dumnezeu și fratelui Ionel Grecu, care a fost inițiatorul acestei emisiuni și susținătorul până în prezent și credem că Dumnezeu îl va sprijini în continuare ca această lucrare, care este o lucrare a lui Dumnezeu, să continue. Și aceasta este datorită faptului că Dumnezeu a pus pe inima fratelui Ionel să o susțină, să ne ajute, să o putem să o facem. Pentru aceasta dorim ca Dumnezeu să fie slăvit și vă binecuvântăm în numele Domnului pentru tot ce faceți pentru emisiunea Mesaj pentru Suflet. Acum, pentru că suntem la emisiunea Mesaj pentru Suflet și am vrea pentru telespectatori să abordăm un subiect care credem noi că este important din punct de vedere a credincioșilor, de orice nuanță ar fi ei, ortodoși, catolici, penticostali, baptiști, pentru că avem aceeași Biblie, aceeași carte, Sfânta Scriptură. Am vrea să vorbim despre pocăință. Pocăința este un cuvânt în Scriptură care îl găsim exprimat de Domnul Iisus, de Ioan Botezătorul și în multe alte confesiuni se ocolește cuvântul acesta. El este biblic și este necesar pentru viața de credință. Am vrea să avem o definiție bazat pe Scriptură, dacă, frate Nelu, ai putea să ne spui, să definim cuvântul pocăință. Ce este pocăință? Înțelesul de bază al termenului pocăință, care vine din grecescul metanoia, înseamnă întoarcere, schimbare. Și acest mesaj a fost transmis, așa cum ai amintit, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, de către oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit în slujire. Acest mesaj a fost în Vechiul Testament adresat prin profeții Domnului către poporul Israel. Poporul Israel, care este numit și poporul lui Dumnezeu, au avut uneori abateri din prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a înștiințat
că ei trebuie să se întoarcă, să se pocăiască. Atunci când s-au îndepărtat de Dumnezeu, au făcut rău. Înseamnă că nu au ascultat de legile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Și prin profeți, Dumnezeu i-a înștiințat, le-a vorbit să se întoarcă din nou la Dumnezeu, să-L slujească. Apoi, în Noul Testament, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, primul mesager al Noului Testament, deși a fost omul Vechiului Testament, Ioan Botezător, pentru că a fost ultimul profet al Vechiului Testament, și a început mesajul cu acest termen, pocăință. A fost adresat de asemenea poporului Israel, pentru că în aceea vreme, în aceea perioadă, poporul Israel a ajuns în idolatrie. Prea puțin l-au slujit pe Dumnezeu și pentru că Dumnezeu iubea pe Israel și iubește pe Israel, a fost nevoie să-l trimită pe Ioan Botezătorul să transmită în acel ținut mesajul pocăiți-vă. De asemenea, Domnul nostru Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră, și-a început mesajul cu pocăiți-vă. Deci, toți cei care citesc Biblia, indiferent din ce confesiune, religie fac parte, este imposibil să nu fi găsit acest termen. De unii atât de iubit și probabil de unii atât de respins. Domnul Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, El știa de ce avem noi nevoie ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și de aceea și-a început mesajul cu pocăiți-vă. În Matei, capitolul 4, cu versetul 17, a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38, Apostolul Petru, unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos, după pogorârea Duhului Sfânt, atunci când și-a transmis mesajul pe care Dumnezeu i l-a dat, sigur că mulțimea a acționat atât de frumos, atât de plăcut și s-a apropiat de apostol și a spus, ce să facem? Și de ceilalți ucenici, fraților, ce să facem? Apostolul Petru nu a avut alt mesaj decât pocăiți-vă și credeți în Dumnezeu. Și acest mesaj îl vedem la biserica primară care l-au transmis ucenicii și totodată noi avem datoria de a transmite acest mesaj. În Luca, în capitolul 24 cu 47, cuvântul Dumnezeu ne învață atât de frumos, atât de clar, căci în orice mesaj pe care noi îl transmitem oamenilor, trebuie să fie inclus și termenul pocăință. Deci în fiecare mesaj pe care noi îl transmitem, trebuie să vorbim despre pocăință. Ce înseamnă pocăință? Ce înseamnă întoarcere? Deci întoarcere înseamnă a ne întoarce de la căile rele. Domnul Iisus Hristos, ne arată cuvântul lui Dumnezeu și a afirmat El însuși în Ioan, în capitolul 14, cu versetul 6, căci El, adică Domnul Iisus Hristos, este unica cale. El spunea că eu sunt calea, adevărul și viața. Deci ca și oameni, noi trebuie să ne cercetăm, să ne verificăm dacă suntem pe această cale. Dacă suntem pe această cale, noi nu avem nevoie de pocăință, de o întoarcere, decât să slujim pe Dumnezeu, să-L urmăm pe El, să facem voia Lui. Dacă nu-L urmăm și ne putem verifica doar mai pe baza cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos și nu suntem pe această cale, înseamnă că noi avem nevoie de o întoarcere. Noi și toți cei care doresc să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Pocăința poate fi definită în două aspecte. Pocăința atunci când conștientizezi nevoia de Dumnezeu și atunci mai poate fi un proces. Pentru că pocăința nu este doar o singură dată în viață, ci ea există un proces. Astăzi conștientizez că sunt anumite lucruri care trebuie să le schimb. Da? Îmi pare rău, am greșit, mă pocăiesc, mâine caut să nu mai fac ce am făcut astăzi. Și asta în procesul acesta al pocăinței și a privirii asupra vieții pe care o trăiesc cu Dumnezeu, acest proces durează toată viața. Și Dumnezeu ne cheamă la pocăință ca toți oamenii să se pocăiască. Am vrea, frate Ionel, cine trebuie să se pocăiască? Am înțeles, Domnul Iisus Hristos a predicat pocăință și a zis, pocăiți-vă, Domnul Iisus a făcut lucrul acesta. Ioan Botezătorul înaintea Domnului Iisus. Pentru cine a vorbit Domnul Iisus? E bună întrebarea, chiar foarte bună întrebarea. De ce vă spun asta? Pentru că e posibil ca să fie mulți oameni mulțumiți în credința lor.
Unii sunt chiar încântați de credința lor. Mândri, dacă aș putea să spun, în credința lor. Dar o credință fără pocăință, aș vrea să vă spun că nu duce decât la ceva foarte grav, o închinare la idoli. E foarte grav ce spun acum, dar un om care nu s-a pocăit și crede că se închină bine și se închină cui trebuie, nu se închină Dumnezeului adevărat. Pocăința se adresează tuturor oamenilor. În Faptele Apostolului, capitolul 17, la versetul 30, cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci, pocăința este accesibilă și este adresată tuturor oamenilor. Trebuie să se pocăiască toți oamenii. Personal, aș vrea să vă spun o întâmplare. Am mers în America și ca un om care își are originile din punct de vedere religios într-o ortodoxie foarte bine ancorată, familia mamei mele, două generații în urmă, au fost o familie de preoți și de slujitori în biserica ortodoxă. Ca și copil am fost dus în biserică de mic, unchii mei au fost preoți, bunicul a fost diacon în biserică, am fost duși mereu la biserică, am învățat să ne închinăm în biserică, am crezut mult, mult timp că sunt un credincios adevărat și un credincios mulțumit cu religia din care făceam parte. Așa cum vă spuneam, am ajuns în America și am ajuns în biserica ortodoxă pentru că atunci când ești departe de casă, cauți să te întâlnești cu oameni pe care îi cunoști, oameni care vorbesc limba ta. Și în străinătate, locul acesta, cel mai des, asta poate să o confirme și fratele Nelu, locul acesta este biserica. Am ajuns în biserica ortodoxă și am găsit acolo lucruri care, departe de mine, de a satisface dorințele pe care le aveam atunci, n-am putut să mă închin pentru că am găsit în biserica ortodoxă lucruri de neacceptat pentru un locaș al lui Dumnezeu, sau cel puțin unul care se pretinde a fi locașul lui Dumnezeu. În aceeași clădire unde se propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, unde se făcea liturghii sau așa mai departe, cum este tipicul în biserica ortodoxă, în aceeași clădire se consumau și băuturi alcoolice, se fumau și banii care se încasau pe băuturile alcoolice erau folosiți la întreținerea bisericii. Un astfel de business, o astfel de afacere, o astfel de bani câștigați în modul acesta, nu cred că trebuie folosiți pentru biserica, pentru întreținerea Bisericii lui Dumnezeu. Acum, s-ar putea ca dumneavoastră să spuneți că cei care ascultați, că asta nu face parte din temă. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta nu este că vreau să critic Biserica Ortodoxă, ci pentru că oamenii care se închină într-un anumit cult nu e neapărat obligatoriu să creadă că au și o credință adevărată. Credința adevărată vine după ce îl cunoști pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu îl poți cunoaște decât în urma pocăinței. M-am pocăit pentru că ceea ce am avut nu m-a satisfăcut. Am fost refractar și la termen, la termenul de pocăință și la ce mi se spunea că înseamnă pocăință, până când Dumnezeu mi-a arătat ce înseamnă adevărata pocăință. Să spunem telespectatorilor că ați fost antrenor de fotbal la echipa la stadionul Giu, nu? La echipa de tineret sau? Și la echipa de tineret și la junior și la echipa mare. Când erați în Petroșani, la fotbal aici, un om împlinit, cunoscut de altfel de toți petroșenenii, cum vedeați pocăiți atunci? E puțin amuzant, de ce? Pentru că am lucrat pentru clubul Jiu sau în cadrul clubului Jiu aproape 20 de ani. Și cum stadionul este foarte aproape de biserica aceasta, am trecut mergând la locul meu de muncă de sute de ori pe lângă biserica asta și nu mi-am pus nici măcar o dată, o singură dată, întrebarea: oare ce fac oamenii ăștia? Oare ce fel de oameni sunt înăuntru? Nu m-am întâlnit niciodată cu un pocăit. N-am stat de vorbă niciodată cu un pocăit.
Primul pocăit pe care l-am văzut a fost Ovidiu Liteanu, când l-am ascultat din întâmplare cântând la restaurantul Jiu la o nuntă de pocăiți. Cum îl știam că era un cântăreț din lume și l-ascultasem la Casa de Cultură și nu numai acolo, am fost surprins să văd că acest om pe care îl cunoșteam altfel cânta cântări atât de frumoase lui Dumnezeu. A fost pentru prima oară când am simțit ceva diferit, dar a fost ca un flash, doar ca o lumină scurtă care s-a dus pe urmă. Când a fost momentul sau cum a fost momentul pocăinței în America? Există un moment, dar ca să vorbesc despre tot, mi-ar însemna să vă iau tot timpul emisiunii, o să vă spun numai un singur aspect din... Da, am ajuns în America și am fost singur acolo, n-am avut pe nimeni, am avut un număr de telefon la care nu mi-a răspuns nimeni niciodată și m-am trezit din coadă singur, într-o țară străină, între oameni străini, fără a cunoaște limba și cu destul de puțin bani în buzunar. În scurt timp am pierdut și banii, nu i-am pierdut din buzunar, a trebuit să-i cheltuiesc pe chiria unei camere pe care a trebuit să o iau ca să locuiesc acolo. Și după ce s-au dus și banii aia, am ajuns la foame. A fost o zi când stăteam într-un imobil unde stăteau la subsol cu încă 5 bărbați veniți la muncă în Statele Unite. Și într-o zi am căutat 25 de cenți ca să complete suma care ar fi fost de ajuns să-mi cumpăr o pâine ca să pot să mă hrănesc. Și am căutat prin toate hainele, pe sub pat, peste tot în cameră și n-am găsit 25 de cenți. Și fiind undeva sub pat, încercând să văd ceva strălucitor, mi-am dat seama în ce situație am ajuns. Cât de departe sunt de casă, cât de departe sunt de oameni care ar fi putut să mă ajute, nu cu 25 de cenți, cu ceva mai mult. M-am gândit și la ce am fost în țară și ce am ajuns acolo. M-am gândit că nu pot să mă adresez niciunui om, că nu cunoșteam pe nimeni. Și atunci, cum eram acolo, uitându-mă după o monedă de 25 de cenți, realizând situația în care am ajuns, am început să plâng, un plâns de disperat, de om disperat. În timp ce eram în această stare, mi-am adus dintr-o dată aminte de cuvintele mamei care s-a rugat pentru mine înainte de plecarea la aeroport. Și mama se ruga cam așa: Doamne Iisuse, până acum am avut noi grijă de el, ți l-am dat în mână în fiecare zi, acum e departe de mine, e în mâna ta, păzește-l la plecare, păzește-l la venire, ai tu grijă de el, Doamne. N-am știut niciodată că mama s-a rugat cuvintele astea. Atunci când am plecat, am luat cu ușurință rugăciunea ei. Dar când a fost în starea aceea, Dumnezeu mi-a adus aminte de cuvintele ei în rugăciune și am spus și eu, așezându-mă pe genunchi la marginea patului: Doamne, dacă Tu ești adevărat și dacă ai auzit-o pe mama cum s-a rugat, fă ceva cu viața mea, pentru că eu de aici nu mă întorc învins în fața copiilor mei. Mai bine îmi iau viața decât să mă întorc acasă un om învins. M-am culcat flămând, dar liniștit. Aveam o pace surprinzătoare pentru situația în care mă aflam, m-am culcat și după aproximativ 2 ore m-au trezit niște lovituri în ușe. Era un vecin care venise de la muncă și a vrut să mă întrebe dacă nu vreau să mănânc cu el. Nu mă cunoscusem cu el. A zis: vecine, n-ai vrea să vii să mănânci cu mine, că am cumpărat ceva de la un magazin de polonez și aș vrea să mâncăm împreună. A fost o binecuvântare pentru mine, nu numai hrana, dar mai ales persoana. Pentru că prin acea persoană, o persoană simplă, din Biserica Philadelphia, am ajuns în Biserica Philadelphia, acolo unde l-am cunoscut pe Dumnezeu. Slavă Domnului! Dumnezeu știe și are metodele Lui prin care ne conștientizează că avem nevoie de El. Pentru că întrebam cine are nevoie de pocăință.
Răspunsul ar fi... Toți oamenii. Toți oamenii au nevoie de pocăință. Numai trist este că oamenii, atunci când le merge bine, când totul uită de Dumnezeu, foarte ușor uităm de Dumnezeu când toate lucrurile ne merg bine. Credem că totul ni se merită, merităm, totul ni se cuvine, dar Dumnezeu în dragostea Lui are metode prin care ne conștientizează, ne aduce în situație limită oarecum, ca să ne facă conștienți că noi suntem în totalitate dependenți de Dumnezeu, că El este Creatorul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Am vrea să mai vorbim despre acest subiect atât de important, pocăința. Fratele Ionel ne-a povestit un episod scurt, cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, ca el s-a întors la Dumnezeu. De ce trebuie să ne pocăim? Sunt telespectatori care ne ascultă și o să da, trebuie neapărat să mă pocăiesc? Prea mulți spun că nu au nevoie de pocăință. Sunt aceia care probabil, auzind mărturia fratelui nostru Ionel, căci a ajuns într-o stare și așa cum ați amintit, pentru că Dumnezeu ne iubește. Și numai pe mine, pe mine noastră, Dumnezeu iubește lumea întreagă. Și Dumnezeu, ca să nu fie judecat de nimeni, caută să se apropie de fiecare persoană, într-un mod sau altul, și cum ați amintit, pentru a-i face conștienți că ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Acum, de ce trebuie să ne pocăim? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește atât de frumos în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 30 și 31, acolo unde s-a amintit deja, căci în bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu este atât de bun. Dumnezeu nu vine cu strigăte, nu vine cu amenințări în prezența noastră ca să ne pocăim. El vine în dragoste, vine în bunătate, vine în credincioșie și ne transmite acest mesaj prin cuvântul Lui care îl caracterizează pe Dumnezeu dragoste. Căci trebuie să ne pocăim pentru că în bunătatea Lui, în dreptatea Lui, El a hotărât o zi. Ziua aceasta este o zi de judecată. Este o zi de glorie, de mărăție, de binecuvântare pentru cei care sunt pocăiți și se vor pocăi. Dar este și o zi pe care Dumnezeu a pregătit-o, o zi de judecată. Și așa de frumos spune acolo, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dumnezeu a poruncit. Deci, vine ca o poruncă, așa cum am amintit. Nu este o poruncă amenințătoare, este o poruncă pentru că Dumnezeu știe că noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu și că noi trebuie să ne întoarcem la El. Și dă această poruncă ca și stăpân al nostru. Deci, eu, dumneavoastră și toți cei care ne ascultă, suntem creați de Dumnezeu. Și atunci vine Dumnezeu în dragostea, în bunătatea Lui și ne poruncește, așa cum noi desuri venim în fața copiilor noștri și le poruncim să facă un lucru care știm că este bun. De aceea Dumnezeu în dragostea Lui, prin cuvântul Lui, ne poruncește tuturor oamenilor de pretutinde. Noi de aici, de la Petroșani, județul Hunedoara, România, Spania, America, America de Nord, America de Sud și în general spune că până la marginile Pământului. Deci, în primul rând, noi trebuie să primim ca și o poruncă din partea lui Dumnezeu, că trebuie să ne pocăim fiecare dintre noi. Iar cel de-al doilea scop pentru care trebuie să ne pocăim este că Dumnezeu vrea să evităm acea zi de judecată. Pentru că Dumnezeu nu ar vrea să ne judece, dar pentru că este drept și așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, păcatul trebuie judecat. Dar înainte de a ajunge la această judecată, în dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă, ne provoacă, ne cheamă la pocăință să ne întoarcem la El și să-L slujim pe El. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, cred că e foarte important să mai recitim puțin pasajul din Fapte, capitolul 17. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Care sunt vremurile de neștiință? De... Vremurile de neștiință, la ce face referire
cuvântul lui Dumnezeu. Sunt anumite vremuri în care noi n-am cunoscut ce, n-am știut ce. Da, aș vrea să vă spun, ajutându-mă de două versete, să vă răspund la această întrebare. Primul verset se află în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. În care citim așa. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă ca să vi se șteargă păcatele. Vremurile acelea de neștiință despre care dumneavoastră întrebați sunt vremurile în care omul, din cauza păcatului, nu cunoaște ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Noi trebuie să nu uităm, sau trebuie mai bine zis să știm, că întotdeauna că noi nu suntem la voia întâmplării pe pământ. Noi suntem creația lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a făcut și ne-a întocmit ca El să se proslăvească în noi. Atâta timp cât omul nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau s-a întors cu spatele la Dumnezeu, Dumnezeu nu-și poate face această lucrare într-un om care și-a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul păcătos nu-L poate reprezenta pe Dumnezeu. De aceea zice că este necesară pocăința și întoarcerea la Dumnezeu ca să se șteargă păcatele. De ce? Ca omul să devină mediul în care Dumnezeu se poate proiecta și se poate proslăvi pe pământul unde există omul. Pământ care i s-a dat lui. Al doilea text din Scriptură este un text din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5, când zice Duhul bisericilor, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Aici, împotriva faptului că versetul e scurt, este foarte cuprinzător. De ce? Pentru că el se adresează și bisericii. Este posibil ca unii dintre cei care au făcut pasul spre pocăință să creadă că ei nu mai trebuie să facă nimic. Pocăința este un proces. În fiecare zi omul trebuie să se pocăiască. Așa cum a spus Nelu, în fiecare zi omul trebuie să se întoarcă la ceva. Trebuie să schimbe ceva. Trebuie să schimbe mintea, trebuie să schimbe obiceiurile, trebuie să schimbe planurile. Ca unele care ar trebui să fie ale lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, obiceiurile lui Dumnezeu și tot ceea ce este de la Dumnezeu Sfânt pus în el, ca Dumnezeu să se poată proslăvi în ființa pe care El a creat-o, în om. Atâta timp cât omul nu se întoarce și nu se leapă de păcat și nu se pocăiește, omul rămâne în aceleași vremuri de neștiință pe care dumneavoastră le-ați... Puteți să completez? Da? Da, cu permisiunea noastră. Vremurile de neștiință. La ce vârstă v-ați întors la Dumnezeu? La 43 de ani? 43 de ani. Eu m-am întors la Dumnezeu la 20 de ani. Deci, am trăit 20 de ani, 43 de ani și alții mai mult sau mai puțin, într-o perioadă în care noi nu am știut de Dumnezeu. Sau a fost o perioadă în care am îmbrățișat o religie și am zis că suntem bine. Dar Dumnezeu, care cunoaște totul pe deplin, m-a văzut. Și atunci când nu L-am cunoscut pe El, și atunci când eu am zis că iubesc pe Dumnezeu, dar nu-L cunoșteam în totalitate, și am îmbrățișat o religie și am urmat-o. Însă, ca să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu și să-L urmăm pe El, este atunci când eu, dumneavoastră și toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu, și îndemnul meu este ca toți cei care ne ascultă să studieze Biblia. Citind cuvântul lui Dumnezeu, îl descoperă pe Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu. Dar ce vreau să scot în evidență vis-a-vis de întrebarea care ne-a spus-o, timpul de neștiință este acela în care nu știu. Fie că nu-L cunosc pe Dumnezeu, fie că eu am îmbrățișat de dragul Dumnezeu o religie falsă și L-am urmat pe El în acea religie. Dar bunătatea lui Dumnezeu depășește acest timp. Deci în bunătatea lui Dumnezeu, zice Dumnezeu așa, concret. Măi, eu pe Nelu știu până la 20 de ani. A fost perioada în care El nu m-a cunoscut pe mine.
A fost în perioada în care a auzit de mine și el a fost sincer. Și a căutat să mă cunoască, să mă înțeleagă. Dar înainte de a ajunge la mine a apărut o religie. Și el s-a oprit acolo. Eu am văzut și lucrul acesta. Dar pentru că l-am iubit pe Nelu, sau pe Daniel, sau pe Ionel, el a căutat ceva mai mult. Și a ajuns în momentul, pe bază că a studiat Cuvântul Dumnezeu, l-a citit, m-a înțeles și atunci a venit sincer și eu l-am primit, s-a pocăit, eu l-am iertat și atunci pentru perioada aceea în care nu m-a cunoscut, nu m-a găsit așa cum vreau eu, timpul acela nu țin în seamă. Și acum eu poruncesc lui Nelu să se pocăiască pentru că mă cunoaște ceea ce vreau eu, ceea ce cer eu de la el acum. Acesta este timpul de neștiință în care am trăit eu și poate mulți ca și mine. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Se poate înțelege că vremea de neștiință în care trăiam fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu, am făcut ce am vrut noi, am păcătuit și poate că nimeni mi-a părut rău. Am zis, Domnule, și ce dacă m-am simțit bine, am făcut-o? Pentru că nu aveam un reper în viață. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam că lucrurile alea sunt păcate. Ziceam, Domnule, toată lumea face. Trebuie să te descurci în viață. Trebuie să minți, trebuie să furi. Și nu aveam nicio un alt reper după care. Că societate, dacă te uiți în societate, zice, Domnule, așa fac toți. E, în momentul în care ajungem la cunoștința lui Dumnezeu, cunoaștem cuvântul Scripturii, Biblia ne învață ce trebuie să nu facem ca să putem să facem voia lui Dumnezeu. Cred că foarte important este să punctăm un lucru. Neștiință înseamnă a spune, a te referi la ceva pe care unii îl cunosc și alții nu îl cunosc. Ca să știi că nu știi, trebuie să existe ceva de care tu știi că nu știi. Așa. Pare filozofic, dar nu e. Haideți să vă spun de ce. Spune un verset din Scriptură că zice Dumnezeu nu ține seamă de vremurile neștiință în 17:30, dar mai spune undeva că bunătatea, nu vezi tu în Romani, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ceea ce nu știm noi, nu știm bunătatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ține cont de vremurile alea de neștiință când noi nu știm nimic de bunătatea lui Dumnezeu și credem că tot ceea ce este în lumea aceasta și ne place nouă și e bun și dorim atât de mult să le avem, ni se cuvin și nu este niciun fel de păcat. Și nu este niciun fel și ar putea să fie după voia lui Dumnezeu orice. Că de-aia sunt în lume, de-aia există, pentru că dacă Dumnezeu n-ar vrea să existe, n-ar fi în lume. Bunătatea lui Dumnezeu este cea care ar trebui să o cunoaștem noi, fiecare om. În momentul în care o cunoaștem, atunci primul lucru pe care ne-l dorim, sincer, este să ne pocăim. Astea sunt vremuri de neștiință, când omul nu cunoaște nimic sau mai nimic de bunătatea lui Dumnezeu. Și aici iarăși putea să exemplific cu viața mea sau momente din viața mea când Dumnezeu, sau să zic, dar cred că Dumnezeu a fost, mi-a dat succes în profesie, mi-a dat ocazii destule să mă bucur de viața aceasta pe pământ. Dar am crezut că toate astea s-au datorat faptului că m-am zbătut, că am fost capabil, că am avut aptitudini, că am avut relații, că am putut să răzbesc în viață. Toate mi le concentram și mi le atribuiam mie. Până când, cercetat fiind de Duhul lui Dumnezeu, care este singurul care îl poate pe om face să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu și nevoia de pocăință, atunci am înțeles că ce bunătate asta mare la Dumnezeu, care mi-a încălzit inima și care m-a atras spre El, mă ducea într-un moment de cunoștință. Deci treceam de la faza de neștiință la cea de cunoștință și cunoșteam ceva ceea ce nu cunoscusem niciodată. Bunătatea lui Dumnezeu care mă îndemna la pocăință. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici că poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce poruncește Dumnezeu? A spune cineva, mă forțează pe mine Dumnezeu să mă pocăiesc? Telespectatorii care ne ascultă ar putea să pună întrebarea asta. De ce să mă forțeze Dumnezeu să mă pocăiesc? Că e o poruncă.
porunca lui Dumnezeu asta, de ce o poruncit-o? Singurul care are autoritatea de plină să poruncească este Dumnezeu. Pentru că este creatorul Universului. O spune toată lumea. Deci, El este singurul în măsură să poată să poruncească la ceea ce a creat. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și așa cum am amintit înainte, dragostea lui Dumnezeu îl determină pe Dumnezeu, pentru că este Tatăl nostru, Creatorul nostru. Îl determină pe Dumnezeu să ne poruncească. Dar porunca aceasta nu este aspră. Nu este aspră. Nu trebuie să fie de temut. El ne poruncește să ne pocăim pentru că, spune în versetul următor, am pregătit o zi. Cu alte cuvinte, Nelu, pocăiește-te. Eu îți poruncesc, pocăiește-te, că dacă nu te pocăiești în legea mea, în dreptatea mea, eu am pregătit o zi în care trebuie să te judec. Și în ziua aceea în care eu trebuie să te judec, dacă tu nu te-ai pocăit de faptele tale rele, tu vei intra la judecată. Și judecata lui Dumnezeu este aspră. Și dreaptă. Și dreaptă. Exact. Și cei care vor ajunge la judecată nu vor avea parte de viață veșnică. Da. Ceea ce aș vrea să completez, ideea, tot în versetul și din Faptele Apostolilor, la capitolul pe care l-am de 3, versetul 19, spune așa, pocăiți-vă pentru ca să vi se șteargă păcatele. Dumnezeu ce vrea să facă prin pocăință este ca să schimbe statutul omului. Vedeți, în dragostea lui nemărginită și în planul lui desăvârșit, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui pentru ca să poată schimba statutul nostru. De la căderea omului în păcat din grădina Edenului, când omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu, omul a rătăcit totdeauna mergând fără Dumnezeu în lume. În dragostea lui Dumnezeu a hotărât că trebuie să ne aducă lângă El, să ne aducă la planul lui, la bucuriile pe care le pregătise pentru noi în împărăția lui. Și toate lucrurile acestea au trebuit să fie împlinite prin trimiterea Domnului Iisus în lume, care n-a făcut altceva decât ceea ce n-am putut noi să facem și n-a putut niciun om să facem. A luat toate păcatele noastre asupra Lui și s-a întâmplat un lucru extraordinar pe care am vrea să-l punctăm și să-l știe toți oamenii. Pe dealul Golgotei, acolo unde a fost crucea Domnului Iisus Hristos, s-a făcut un lucru extraordinar, un transfer. De pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a luat neprihănirea Lui și a pus-o peste lumea păcătoasă. Și de pe lumea păcătoasă în care te poți enumera și tu, dragul meu ascultător, și eu și noi toți, a luat păcatele și le-a pus pe Fiul lui Dumnezeu. Astfel, neprihănirea lui Dumnezeu a trecut asupra noastră și păcatele noastre au trecut asupra Lui. Și prin acest transfer, Dumnezeu ne vede acum schimbați, ne vede acum desăvârșiți. Se uită la noi ca și la unii care nu mai au păcate. De aceea pocăința spune aici că vine pentru ca să ni se șteargă păcatele. Și nu există o pocăință reală decât atunci când omul îl primește pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce l-a eliberat de păcate. Pocăința aceasta este o problemă care trebuie să o facă fiecare personal sau o poate face altcineva pentru altcineva? Sunt unii care zic, dom'le, problema sufletului meu o las pe treaba, seama preotului când o să plec de lumea asta. Și el o să rezolve problemele și atunci eu plec liniștit, că el își face treaba. Conform versetului din Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 30, și aș vrea să-l citesc cu mare atenție, spune așa: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, adică tuturor oamenilor. Nu spune tuturor păstorilor,
preoților, slujitorilor. Toți oamenii trebuie deci, să pocăiască. Toți oamenii trebuie să se pocăiască. Toți. Deci o chestiune personală, fără de care nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu. Orice am înlocuit noi, pocăința nu poate fi înlocuită cu altceva. Înțelegem din Scriptură căci Dumnezeu este sfânt, prin excelență sfânt. Ce înțelegem căci lângă sfințenia lui Dumnezeu nu poate să ajungă păcat. El își conservă sfințenia lui și nu permite nimănui să aducă păcat lângă Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea lui, el vrea ca pe omul creat după chipul și asemănarea lui, care a căzut în păcat datorită neascultării în grădina Edenului, el vrea să-l scoată de acolo. Să-l pună din nou într-o poziție de sfințenie, de neprihănire, înaintea lui Dumnezeu și în loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om. Dar, conform Scripturii, Dumnezeu ne spune că singura posibilitate prin care noi putem să ieșim din păcatul în care ne aflăm, păcatul strămoșesc, păcatul adamic, păcatele pe care le-am săvârșit în viața noastră, să ieșim din păcatele acestea, nu putem decât doar prin pocăință. Așa spune Scriptura. Doar prin pocăință, o pocăință care nu poate face Dumnezeu în locul nostru, este personală, este individuală și fără ea nu există mântuire. Așa spuneți cuvântul Domnului. De altfel, de aceea Domnul Iisus a predicat, pocăiți-vă. Păi putea fi putut să spună altceva. Nu pocăiți-vă. Nici eu nu a spus altceva. Dar cred că este de o importanță extraordinară pocăința pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Avem un verset foarte important în 2 Timotei, capitolul 2, cu 25. Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului, spune partea a doua versetului. Vedeți? Oamenii cred diferit. Sunt multe religii, toți se numesc creștini, toți au pretenția și convingerea, mulți dintre ei, că sunt în credința adevărată, că sunt bine acolo unde sunt ei și sunt liniștiți. Au pace cu ei înșiși, probabil, sau nu au alții, dar nu au pace cu Dumnezeu. Ceea ce e necesar, imperios necesar, este ca oamenii să cunoască adevărul. Și adevărul este unul singur. Adevărul despre Dumnezeu. Adevărul despre Dumnezeu nu-l poți cunoaște decât prin pocăință. Nu există o altă cale prin care să poți cunoaște adevărul despre Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, despre ce vrea Dumnezeu cu tine, cu sufletul tău, cu familia ta, decât prin pocăință. De aceea spune versetul acesta că El a dat pocăința și neamurilor ca să ajungă la cunoștința adevărului. Necunoscând adevărul, indiferent în ce religie ești, indiferent în ce biserică te închini, indiferent câți bani dai la biserică, indiferent la cât săraci dai bani, hrană sau haine, indiferent ce faci în viața aceasta ta, necunoscând adevărul, nu vei ajunge niciodată să cunoști voia lui Dumnezeu. Pentru că prin toate aceste fapte care sunt cu adevărat bune, tu nu faci altceva decât să-ți pierzi timpul și să împiedici pe Dumnezeu să ți-l descopere pe Domnul Iisus Hristos prin care vine mântuire. Singurul prin care vine mântuire. Aș putea să completez cu permisiunea dumneavoastră. Am definit termenul de pocăință. Cred că ar fi bine să vorbim cum să ne pocăim. Exact. Cum să ne pocăim. Da. Deci dacă Dumnezeu a dat legile Lui și tot ce este împotriva legilor sau cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Ei, când trebuie să apar sau când apare pocăința în viața noastră? Dacă eu nu-L cunosc pe Dumnezeu, cuvântul Lui și legile Lui Dumnezeu, eu nici nu pot să mă pocăiesc. Pentru că vorbim de legile circulației, nu? Atâta timp cât nu le cunosc, eu le încalc. Pentru că nu le cunosc. Și pot să fiu sancționat. Tot așa este și cu cuvântul Dumnezeu, cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a lăsat legile Lui, cuvântul Lui, eu le încalc pentru că nu-L cunosc pe El. Dar în momentul în care eu cunosc pe Dumnezeu, de aceea m-am amintit că fiecare ne ascultă, dintre cei care ne ascultă, îi îndemn să citească cuvântul Dumnezeu. În momentul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin cuvântul Lui, numai atunci ne facem conștienți că noi am încălcat
legile și cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să apară pocăința în viața mea, adică să-mi pare rău căci eu l-am întristat pe Dumnezeu, căci eu am încălcat legile lui și atunci mie trebuie să-mi pare rău de răul pe care l-am făcut. Că de fapt acesta a fost mesajul tuturor celor care au păpădit pocăința. Să se întoarcă de la calea cea rea și să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă la Hristos, să fie mântuiți. Iar pocăința trebuie să fie însoțită de o mărturisire. Că ne spune cuvântul Dumnezeu atât de clar. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Este o siguranță din partea lui Dumnezeu pentru noi, așa cum stă scris în 1 Ioan, capitolul 1 cu 9. Iar în Proverbe, în capitolul 28 cu 13, spune, cine își mărturisește păcatele, capătă propășire. Se apropie de Dumnezeu, iar cine le ascunde, nu poate să propășească. Deci, Dumnezeu este atât de bun că prin pocăința noastră, părerea de rău, chiar noi, ca și oameni, nu? Copiii noștri, atunci când facem un rău, greșim, intenționat sau fără voia noastră și mergem la persoana la care i-am făcut un rău și ne cerem iertare, omul ne iartă cu bucurie, pentru că ne-am recunoscut fapta. Așa este și Dumnezeul nostru. Prin căința noastră, părerea noastră de rău, Dumnezeu ne iartă, ne spală, ne curățește și ne aduce într-o stare după voia Lui. Ne dă și dreptul să ne numim copiii Lui. Da. Dacă mai vreți să completați ceva. Probabil că ar trebui să știm un lucru. Că omul are ceva sau are multe lucruri de pierdut dacă nu se pocăiește. Are foarte multe lucruri de pierdut. Și aș vrea să spun că lucrul cel mai de preț pe care îl poate pierde dacă nu se pocăiește este sufletul lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dar ce ar folosi omului să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? În a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 3, versetul 9, citim așa, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Deducem de aici că omul care nu se pocăiește va pieri. Omul care nu se păgăiește va pieri. Aș vrea să te întreb pe tine, cel ce ne asculți acum. Cel ce crezi că ești bine cu Dumnezeu, cel ce crezi că te-ai născut în credința adevărată, cel ce crezi că nu ești atât de păcătos încât Dumnezeu să te scoată din rai și să te mute în iad, aș vrea să spun că dacă tu crezi lucrurile acestea, crezi ceva rău. Dumnezeu nu va băga pe niciunul în rai dacă nu se va pocăi în prealabil. Sufletul care nu se va pocăi înainte de a trece pragul din viața aceasta în viața cealaltă, va pieri. Cuvântul lui Dumnezeu spune și este o poruncă, am înțeles asta, pocăința. Sigur că omul acceptă porunca lui Dumnezeu sau nu. Asta datorită faptului că Dumnezeu l-a creat pe om cu liber arbitru. Spune Scriptura că l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. I-a dat voința liberă. Omul poate să accepte, să ia seama de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a spus, sau nu. E, așa cum avem voința liberă, eu cred că și responsabilitatea este pe aceeași măsură. Dumnezeu ne-a dat voința să alegem, să facem alegeri în viață. Putem alege voia lui Dumnezeu sau putem să o respingem, voia lui Dumnezeu. Dar în momentul în care Dumnezeu trage linie la viața noastră, concluzia o face Dumnezeu. Am ascultat noi de ceea ce Dumnezeu ne-a spus prin cuvântul Evangheliei sau nu? În funcție de cuvântul acesta, de Evanghelia pe care Domnul Iisus a spus că o propovăduit-o, noi vom fi judecați. Nici o șansă nu ne dă Evanghelia de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu fără pocăință. Pocăința este lucru pe care ne cere Dumnezeu nou. Să-l facem noi. Domnul Iisus Hristos a plătit prețul pentru păcat. Noi am comis păcat. Dumnezeu a plătit prețul pentru păcatele noastre.
ceea ce trebuie să facem noi este să recunoaștem că suntem păcătoși, să ne pară rău de ce am făcut, să ne întoarcem la Dumnezeu să nu mai facem și schimbarea vieții să fie una reală. Mă aduc aminte de femeia păcătoasă prinsă în prea curvie, când a adus-o la Domnul Iisus și a spus, am prins-o în fapt. Pentru, după lege, ar trebui omorâtă cu pietre. Și Domnul Iisus a plecat și a scris pe pământ și toți au plecat. Știți foarte bine istorisia. Și când și-a ridicat capul și a zis, nu te-au sândit nimeni? Nu, Doamne. Du-te, i-a spus Domnul Iisus, dar să nu mai păcătuiești. Adică, cu alte cuvinte, schimbă-ți viața. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să conștientizăm starea în care ne aflăm de păcat, de nelegiuire și că nu putem ieși de acolo decât prin credința în Domnul Iisus, prin pocăință, prin regret și prin schimbarea vieții. Sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne apropiem de finalul emisiunii și am vrea să concluzionăm și vă rog pe rând să facem o concluzie la această temă deosebit de importantă, pocăință. Sigur, cu multă plăcere, dacă am avut harul din partea lui Dumnezeu să vorbim despre pocăință, mesajul nostru, al meu personal, ca și slujitor, este și mântră pentru toți cei care ne ascultă din dragoste. Să ne pocăim. Poate nu ați fost obișnuit cu acest termen de pocăință, însă nu este mesajul meu personal, este mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și aș dori să luăm în considerare, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Poate nu ai știut până în aceste momente că trebuie să ne pocăim, de ce trebuie să ne pocăim. Iar acest mesaj sau acest canal de transmitere este chiar pentru dumneavoastră, care ne auziți și ne înțelegeți de data aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă ajute să vă pocăiți, să vă pară rău de răul pe care l-ați făcut, să vă întoarceți la Dumnezeu și să fiți mântuiți. Dumnezeu să binecuvinteze și această emisiune, mesaj pentru suflet, Dumnezeu să dea putere și propășire în continuare să se poată transmite cuvântul real, curat, ale Dumnezeu. Domnul să-L binecuvânteze. Aș vrea să mă adresez tuturor telespectatorilor și aș vrea să vă rog, dragi telespectatori, ca unul care probabil acum realizați că vorbesc o limbă nouă. Unii poate sunteți tentați să mă criticați pentru ceea ce știți dumneavoastră despre mine, cei care m-ați cunoscut, alții sau altora aș putea să vă fiu indiferent că nu m-ați cunoscut și sunt o persoană ca și oricare alta, dar aș vrea să vă spun că sunt aici ca să vă spun dumneavoastră că pocăința presupune ascultare. Și aș vrea să ascultați de ceea ce ați auzit în seara aceasta, pentru că lucrurile pe care le-ați ascultat nu le-ați ascultat de la oameni, noi am fost doar niște instrumente în mâna lui Dumnezeu ca dumneavoastră să puteți asculta și primi ceea ce Dumnezeu vă dă pentru sufletul dumneavoastră. Nu există altă cale ca să fiți mântuiți, ca dumneavoastră să puteți beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu pe pământul acesta și de viața veșnică dincolo, decât prin această cale care este pocăința. Vă rog din tot sufletul, pe cei care n-ați făcut-o, în numele Domnului Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acum cât mai este încă vreme, faceți pasul acesta și lăsați toate problemele la o parte. Împotrivirea celor din familie, a celor din biserică, a liderilor, faceți pasul acesta către Dumnezeu, un singur pas ajunge din partea noastră pentru că Domnul face 10 și vă va cuprinde în brațul său, braț care e destul de puternic să vă ducă în împărăția lui. Spun ca Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, să binecuvinteze cuvintele sau cuvântul pe care l-ați auzit în seara aceasta de la noi, care este de fapt de la Dumnezeu, și acest cuvânt pe care l-ați auzit să intre în inima dumneavoastră și să aducă rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Încheiem cu versetul care l-am citit, cu pasajul din Scriptură. Tot ce am vorbit este din Biblie
și vreau să recitesc: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Acesta este pasajul Scripturii, aceasta a fost tema pe care am abordat-o astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Biblia este cartea de căpătâia credinciosului, ea ne învață că noi trebuie să ne pocăim, este problema noastră. Mulțumim lui Dumnezeu, vă mulțumim că ați fost în emisiunea Mesaj pentru Suflet, mulțumim pentru că ați acceptat invitația, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi punem punct aici aceste emisiuni, dorim până data viitoare Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute ca viața pe care o trăiți, să o trăiți cu adevărat o viață de pocăință, așa cum ne învață Scriptura. Până data viitoare, vă doresc numai bine, la revedere, toate cele bune!